Dar momentul acela lucrurile au degenerat puțin așa pe repede înainte, pentru că am avut un calup de meciuri cu penultimul loc, ultimul loc, penultimul loc și antepenultimul loc, în care am făcut decât un punct. Și atunci lucrurile, m-am zis, nu te bate Rapid, nu te bate Sepsi, nu te bate Steaua, nu te bate CFR-ul și te-a bătut FCSB. Știu că tu ai FCSB-ul. jucat la... Nu, dar eu îi zic Steaua pentru că Da, așa nu. m-am obișnuit și cred că Da, marea majoritate a oamenilor datoria mea e să-ți datoria, atrag na, atenția. ok.